Și asta o face mult, mult mai greu de ieșit. Industria pornografiei, ca întreg, valorează cam 97 de miliarde de dolari. De sume imense pe care nu cred că ni le putem imagina. Da. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Ne aflăm iarăși cu Eduard aici, așa, cu care am mai făcut un podcast și pe care eu îl iubesc foarte mult și l-am rugat acum să facem un podcast mai special, în sensul că nu o să-i pun numai eu întrebări, dar și asta, ci o să avem o discuție, eu din punct de vedere duhovnicesc și el din punct de vedere medical și în experiența sa conexă, să zic așa, cu un anumit domeniu, nu pentru că el a intrat în domeniul respectiv, ci pentru că viața l-a dus prin facultatea de medicină, l-a dus aproape de și aproape de tema adicției și cunoaște și mulți medici și s-a interesat, chiar are niște notițe aici, așa, în care el o să vorbească din punct de vedere medical pe tema adicției. Și de ce asta? Pentru că eu am fost impresionat de mai mulți părinți care au venit aici la noi și au spus că ce facem, părinte, cu copiii cu educația sexuală în școli. Și deci o să ne concentrăm foarte mult pe tema adicției sexuale. Pe asta o să ne concentrăm. Din păcate, este nevoie de așa ceva. În viața vieților mele nu mi-imaginam că o să ajung aici. Așa. De ce? Pentru că problema cea mare cu educația sexuală în școli este faptul că generează foarte multă adicție. Deci nu putem să punem educația sexuală pe același plan cu geografia și cu matematica și cu alte materii pe care, bineînțeles, le respectăm și le iubim, dar nu generează adicția și nu generează acest stimul, aceste dorințe, compulsorii pe care generează educația sexuală. Și în clipa, știți foarte bine, sper să nu știți, dar știu că știți, în clipa în care cineva, mai ales un copil, da, se apropie de treburile astea trupești. Da? Și din cauza asta știți foarte bine că sunt materiale care sunt interzise până la vârsta de 18, sau ar trebui să fie interzise până la vârsta de 18 ani, dar realitatea dură a internetului, din păcate, este alta. Și copiii de la vârstă foarte redusă, când mintea lor nu este pregătită pentru așa ceva, sunt expuși unor astfel de materiale. Și principalul lucru pe care doresc să-l aflu de la Dragoș, eu să vorbesc, cum spuneam, din punct de vedere duhovnice, de la Eduard, Dragoș numele de familie, de la Eduard, este faptul că adicția sexuală, că pornografia este o formă de drog. Este o formă de drog. Ai putea să spui ceva pe tema asta? Da. Ca să începem, aș putea să mă leg de molecula numită dopamină, care e molecula adicției. Ea, normal, fiziologic, ar fi molecula anticipării, a recompensei, a motivației, care e unul dintre mecanismele biologice pe care ni le-a dat Dumnezeu ca să supraviețuim, știind probabil că o să cădem. Care e faza cu dopamina? Ea creează comportamente și le întărește. Ca să dau un exemplu foarte celebru cu mărul, omul primitiv sau un animal care a văzut pentru prima dată un măr, l-a mâncat, i s-a declanșat dopamină ca să vrea să mănânce. L-a consumat, a văzut că e bun. A doua oră când l-a consumat, din nou, a fost bun. Dar dopamina scade. Trebuie să caute alt aliment. Și ăsta e mecanismul care cumva a împins omul în față. Omul l-a împins către avansare. Pentru că niciun mecanism pe care noi îl avem în corpul nostru, niciun mecanism fiziologic nu e rău. Distorsiunea lui, da. Ce are. Sexul e un stimul foarte puternic. Se pot vedea lucrurile astea în experimentele pe șoareci și pe hamster și laborator. Se poate compara cu drogul, clar, pentru că același mecanism în sistemul dopaminergic e folosit de, aproape același mecanism, e folosit și de adicțiile sexuale și de adicțiile chimice. Și chiar terapeutul specializat și cunoscut internațional, Paula Hall, în Marea Britanie,
O spus chestia asta, că mulți pacienți când ajung la dânsa, din păcate, ajung într-un stadiu în care îs dependenți și de droguri și de sex. Așa că experiența mea e limitată, nu am fost niciodată în adicțiile sexuale, dar la adicțiile de droguri, din păcate, am fost și pot să vorbesc ca un fost dependent cum se manifestă chestiile astea. Ce observăm medicii, că noi momentan sunt student, la pacienții care vin cu aceste adicții, este că ar fi împărțiți pe mai multe subcategorii, să zicem așa. Dar consensul la nivel mondial e că, la fel cum nu împărțim dependenții de alcool, dependenți de whisky, de bere, de vin, de așa mai departe, așa nici dependenții de sex, iertați-mă că zic cuvintele astea, nu îs împărțiți în dependenți de actul sexual, de onanie sau de pornografie, ci îs grupați într-o singură tulburare. Îs cumva două manuale de diagnostic mondial și un manual îl recunoaște, nu ca adicție, ci ca tulburare de comportament compulsiv, asemănătoare cu tulburările alimentare, când cineva mănâncă și varsă după aceea sau tot felul. Sau celălalt manual care nu recunoaște asta ca fiind o bolă, din păcate. Nici măcar nu are inclus nicăieri în manual. Da, pentru că pentru cei care nu au pe Dumnezeu și nu au drumul către duhovnicie, către spiritualizare, către mântuire, pentru respectivii trupul și deci dorințele trupești sunt ceva normal. Și deci dependența de sex este ceva normal, dar bineînțeles că lucrul ăsta nu este adevărat, pentru că vedem atâtea drame care se întâmplă pe tema asta. Acum, Sfinții Părinți, ce spun, ca să vorbesc, să spun exact același lucru pe care l-ai spus tu, dar de la Sfinții Părinți, în urmă cu 1400-1500 de ani, spun Sfinții Părinți că toate acestea sunt manifestări ale giganților patimilor, care în cazul de față este vorba de iubirea de plăcere. Iubirea de plăcere nu poate niciodată să împlinească pe om. Numai Dumnezeu poate să împlinească pe om. De ce? Pentru că iubirea de plăcere întâi de toate se răsfrăște în trup. Și tu ai spus pe partea trupească, din punct de vedere chimic, dopamine și toți ceilalți neurotransmițători care sunt acolo, dar în principal dopamina, în discuția noastră. Revenind, această iubire de plăcere se manifestă în trup odată prin mâncare, așa, prin... este plăcerea gâtlejului și plăcerea stomacului. În greacă sunt niște termeni foarte clari, gastrimargia și lemargia, da? Deci cineva care dorește să mănânce mult, să se sature, și altul care dorește să mănânce plăcut, nu atât mult, ci plăcut, ca să-și cum îi spune, să simte plăcere în gâtlej. Așa, asta este o parte. Și bineînțeles, asta este exacerbată și este împinsă la extrem de către substanțele, de către alimentele care generează o plăcere foarte mare și dau o energie foarte mare. Aici dulciurile avem și mai la extrem, drogurile, da? Care provoacă această plăcere în mod clar chimic. De fapt, și zahărul tot chimic e acolo. Așa? Și altă latură a acestei iubiri de plăcere, dincolo de latura mâncării și, bineînțeles, a băuturii, da? Este vorba de plăcerile sexuale, plăcerile trupești frontale. Da? Și din cauza asta, foarte bine a spus doamna respectivă pe care am invitat-o, Paula, nu mai știu cum. Paula Hall. Hall. Așa, să merită Dumnezeu că sunt, nu sunt cunoscător domeniu, dar știu la Sfinții Părinți că de obicei asta merg mână-mână și spun Sfinții Părinți, citiți pe Sfântul Ioan Scăraru, de exemplu, și toți ceilalți sfinți, că totdeauna plăcerea de mâncare, deci patima mâncatului mult, în principal plăcerea gâtlejului, da? Așa, este lăcomia pântecelui, da? Generează totdeauna, de regulă, generează probleme trupești, probleme sexuale. Deci duce în duhul curviei. Deci o primă cauză a patimilor trupești este mâncatul mult. O altă mare plăcere care generează, o și mai mare plăcere care generează patimile trupești este mândria. Pentru că principala sursă de plăcere pentru fiecare dintre noi este
cum îi spune, egoism, adică eu sunt cineva, eu mă cred pe mine Dumnezeu, da? Și în clipa care ajung să mă cred cineva, atunci Dumnezeu îngăduie prin aceste mecanisme și duhovnicești, adică intră și energia demonică la mijloc, dar și chimice, după cum bine ai amintit, omul să cadă în patimile de rușine, cum spun Sfinții Părinți, adică în patimile trupești, și atunci omul foarte greu mai iasă de acolo. Foarte greu mai iasă de acolo. Bun. Cum ieșim sau cum apar sau cum se manifestă între toate? Aș dori să zic, da. Legat de patimile astea, că sunt mult mai întărite încă din copilărie, din păcate. Și asta o face mult, mult mai greu de ieșit. Industria pornografiei ca întreg valorează cam 97 de miliarde de dolari. Deci sume imense pe care nu cred că ni le putem imagina. De ce? Iartă-mă puțin. Pentru că tendința unei persoane față de persoană în sex opus e o tendință naturală, are rădăcini în fire. Deci în clipa în care unui bărbat îi place de o femeie, înseamnă că omul respectiv este natural. Și Dumnezeu a îngăduit acest lucru pentru procreere, pentru avansul neamului omenesc. Pentru asta a făcut. Da, dar bineînțeles că noi evităm lucrul ăsta, scurcircuităm lucrul ăsta și mergem înspre plăcere. Spre plăcere din cauza asta. Avem cifrele astea astronomice pentru că oamenii astăzi se îndepărtează de Dumnezeu, cad în trup și atunci, cum spuneam, nu se mai gândesc la scopul nobil pe care Dumnezeu îl dorește de la om și care îi face bine omului, ci se gândesc, cum spuneam, la această scurcircuitare, care știm că din orice scurcircuitare, orice scurcircuit iese fum. 25% din căutările zilnice, din motoarele de căutare, din browsere, dacă vreți așa, sunt legate de pornografie și sunt marea majoritate din căutări. 75% din căutări sunt împărțite doar de celelalte domenii pe care ne le putem imagina și un sfert din căutarea materialului pornografic. Și aici m-am consultat chiar cu o doamnă doctor, care mi-e foarte dragă mie, doamna doctor Micu Șerbu Iulia Bianca. Să ajute Dumnezeu să ne trimiți numele pe, să o scriem pe burtieră. Ea e psihiatru pediatru. Și am vorbit despre cum afectează chestia asta copilul. Mi-e înțeles. Și venim vorba de scurt-circuitare. Dopamina, creând circuite noi, neuronale, pentru a stabili anumite comportamente, mai ales în primele faze de dezvoltare, creierul are cea mai mare neuroplasticitate, pentru că atunci crește. Da. Și având în vedere că acum majoritatea copiilor au acces la internet, ferească bunul Dumnezeu, dar nu cred că mai sunt părinți atât de naivi care să creadă că îi lasă telefonul copilului non-stop și el nu o să ajungă la materiale pornografice, pentru că sunt peste tot pe internet. Da. Și asta oricine care folosește internetul vede. Și care e problema? Copilul... Iartă-mă puțin. Deci, ce a spus Eduard în terminologia Sfinților Părinți, copilul învață obiceiuri proaste, da? Și învață foarte repede și foarte rău. Asta este. Deci aceste circuite neuronale care se creează, da? Deci aceste comportamente care se creează, e vorba de obișnuință. Și spune Sfântul Vasile cel Mare că obișnuința este cea de a doua fire. Da? Și totdeauna vedeți că ucenicii și cei care vin la monahism și la școală sunt tineri. De ce? Pentru că atunci pot să învețe cel mai bine. Foarte, foarte bună completarea, pentru că exact de asta vreau să vorbesc. Exact de copiii care învață comportamente și cum se distorsionează pe parcurs. Pentru că copilul nu are... sau are foarte puține resurse de autocontrol, pentru că la 8, 9, 10 ani, cât poți să-i ceri unui copil? Chiar dacă înțelege mai multe decât noi credem că înțelege, pe partea de autocontrol, pe partea de evitare voluntară a plăcerii pentru plăcere mai mare și semnificativă în viitor, el nu prea poate să facă chestia asta, nu are mecanismele, nu s-au dezvoltat suficient de mult. Și atunci, când ajunge în fața materialului pornografic sau... Doamne, iartă-mă și ferească bunul Dumnezeu chiar în fața actului sexual, pentru că deja s-au văzut cazuri în presa din România de 12 ani, 13 ani și așa mai departe. El învață anumite comportamente și se creează anumite circuite care îl duc către adicția trupească. Și un fenomen pe care și doamna doctor și eu l-am observat și l-am discutat și o grămadă de exemple în literatura de specialitate,
este intrarea în anumite nișe și deraierea de normal și de real, chiar de intrarea în niște nișe care poate nici măcar nu există pe planul lumesc. Da, da. Oamenii sau copiii, în moment, din păcate, e mult mai tare vorba de copii, intră în lumea pornografiei, să zicem așa, între ghilimele, și vizionează videoclipuri care au cât de cât caracter normal. Dar în timp ajung în niște nișe, niște nișe atât de specifice și atât de distorsionate, încât realul lor nu le mai cauzează plăcere și chiar nu le mai cauzează plăcere în viitor persoanele de lângă. Deci, terapeuții care se ocupă cu aceste adicții văd asta în pacienții lor, că se îndepărtează de partenerii lor sau că nu mai au interes să-și caute parteneri de viață, chiar cei care în lume poate ar vrea să se căsătorească rațional. Din punct de vedere al părții doritoare, ei nu mai au o parte doritoare către partea reală. Da, da, da. Sau către chestii care nu sunt distorsionate. Pentru că vorbim de distorsiuni și devianțe sexuale. Oprește. Bun. Deci, spun Sfinții Părinți, ceea ce spune și Dragoș, ceea ce spune Eduard, așa, că tinerii nu sunt proști. Deci, copiii nu sunt proști, doar că le lipsește experiența. Asta este problema cea mai. Problema cea mai este cu lipsa experienței. Și deci, tânărul nu știe să gestioneze lucrurile pe care le vede și în clipa în care apare un pușel foarte mare de dopamină, o plăcere foarte mare, el merge în direcția respectivă. De ce? Pentru că omul este făcut pentru rai. Omul este făcut pentru plăcerea supremă, dar pentru că nu știe, căzut fiind, fiu al lui Adam fiind, nu știe cum arată și cum se simte plăcerea supremă, plăcerea duhovnicească, plăcerea lui Dumnezeu, e caută această plăcere în trup, în materie. Și asta constituie iadul său. E, și pentru că omul este chipul și asemănarea lui Dumnezeu, chipul în realitate și asemănarea în devenire, tendința după rai, tendința înspre infinit, este o parte constituentă a acestui chip al lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este infinit, este perfect, deși noi dorim perfecțiunea. E, în clipa în care vrăjmașul, da, și întunecarea minții distorsionează, îndreaptă această tendință către infinit într-o direcție greșită în trup, atunci, într-adevăr, tânărul începe de la clipuri minore sau de la o mică priză de, eu știu, de drog și ajunge până la clipuri, până la distorsiuni sexuale foarte grave, foarte majore, foarte scabroase și ajunge până să fie împătimit de droguri sau de țigări sau de, Dumnezeu mai știe ce alte forme de plăcere, alte forme de drog, pentru că toate astea, încă o dată, mă repet și vreau să accentuez foarte bine pe tema asta și eu și Dragoș, că sexul este o formă de drog. Este o formă de drog. Da? Înțelegeți? Bun. Mai puneți întrebări. Dar despre... Cum ieșim? E foarte, foarte dificil, pentru că mult mai mult este lăsat adicția să clocotească decât în cazul celorlalte. Pentru că, în primul rând, vine cu o stigmă. Cea mai mare stigmă. Mult mai mare decât ce oamenii acuză că e stigmă pe depresie sau pe dependențele de droguri sau pe dependențele de altceva. Cea mai mare stigmă îi, din păcate, pe aceste patim sau, din punct de vedere medical, dependențe. Da. E cea mai mare stigmă. Și atunci oamenii când... Și nu dă semne. Asta e foarte important, că nu dă semne. Dă semne fizice și de neglijarea celor din jur mult prea târziu. Când deja e foarte, foarte dependent individul. Da. Medicii încă nu s-au hotărât. Povesteam de cele două manuale de diagnostic, încă nu s-au hotărât exact cum se numește tulburarea sau dacă există sau dacă nu există, deși pacienții zic clar există. Pentru că oamenii suferă și cer ajutorul și cei care nu sunt biserică sau nu au nicio tendință spirituală, din păcate, merg la medici, merg la psihologi și cer ajutor, pentru că oamenii suferă. Da, da. Și știu foarte multe cazuri. Da. Și eu personal și în general, în lume. Se pot căuta cazuri din literatura de specialitate. E plin internetul, pentru că, într-adevăr, au fost unii terapeuți care au adus awareness-ul pe subiect. Da, da, da. Dar ei nu s-au hotărât încă de un tratament. Unii urmează același tratament și aceeași psihoterapie pe care a fost și în cazul adicțiilor. Unii zic că atâta timp când nu sunt criterii de diagnostice clare, nu se pot pune tratamente. Acum vă întreb eu pe dumneavoastră, dacă dumneavoastră știți cum ieșim din chestia asta. Da, păi știu, cu asta se ocupă biserica.
cu tratamentul adicțiilor. Deci întâi de toate e vorba de spovedanie. Deci omul trebuie să meargă să se spovedească, adică să arate foarte clar lui Dumnezeu că nu doresc treaba asta, că nu doresc. Adică în clipa în care mergem să ne spovedim și mai ales de treaba asta, în clipa respectivă mărturisim. Și vreau să spun oamenilor, pentru că ai spus tu de stigmă, fraților, trebuie să știți că duhovnicii au auzit N cazuri, unde N tinde la, la infinit, ca să vorbesc cu trei matematici, așa, N cazuri de genul ăsta. Deci nu o să informați pe nimeni nimic, da? Deci mergeți, povediți-vă și spuneți. Și după aceea, ca să vă acoperiți cu o platoșă foarte mare de har, foarte puternică treaba asta, căsătoriți-vă. Spune Sfântul Apostol Pavel, da? Că e mai bine este omul să se căsătorească decât să ardă. Trebuie să știți că taina căsătoriei este o taină foarte mare, fraților, și un har imens, și vă spun eu asta care sunt monah și sunt fecior. Deci să nu vă fie frică să vă căsătoriți. Asta este gând de la diavol, că mai amân, mai aștept, nu acum, mai încolo și să vedem. Sau când găsim sală, fraților, lăsați sala, lăsați banchetul. Căsătoria nu este masa pe care trebuie să o dați. Vă căsătoriți acum la biserică, faceți cununia, așa că să vă acopere Bunul Dumnezeu și să puteți să vă mântuiți împreună cu soția împreună, da? Să aveți o viață cu totul și cu totul fericită și binecuvântată, și masa sau fanfara sau tromboanele le faceți mai încolo. Sau faceți o, cum spune așa, o masă selectă, frumoasă, finuță, în familie, și totul o să fie foarte, foarte bine. Nu trebuie să faceți bairamă de pe lume. Eu cunosc cazul, am un cunoscut foarte așa. El era savant atomist la Cernavodă, așa, și deci își permitea omul să facă o dita mai nunta, dar a făcut un lucru foarte select, foarte simplu. Era băiatul în fața bărbaților și fata în fața femeilor la Sfânta Liturghie. După Sfânta Liturghie s-a făcut slujba de cununie, după care s-a dat o masă, masa ținut și erau nu știu câți invitați acolo, 30 invitați, ceva de genul ăsta, un număr foarte mic, select, frumos, în două ore s-a terminat totul, a fost totul foarte frumos, toată lumea a plecat mulțumită acasă, nimeni n-a fost sub masă, nimeni n-a fost pe masă, nimeni n-a fost în patrulare. Deci, fraților, să nu vă întunece mintea vrăjmașul, astfel încât să amânați căsătoria. Pentru că atunci vă împinge să păcătuiți și căderea este mare. Știți foarte bine asta. Deci, din de toate, este vorba, cum spuneam, de spovedanie și de căsătorie. Așa? Și după care, fraților, tăiați pentru numele lui Dumnezeu, tăiați centri puternici de plăcere. Tăiați netul. Deci chiar dacă intrați în sevraj, chiar dacă intrați în, vă apucă tremuriciul, da, frisoanele, că se formă de sevraj, poate că ar fi bine să vorbești puțin pe tema asta, așa, lăsați o baltă și mergeți și plecați afară, vă plimbați prin parc, faceți efort fizic, faceți ceva practic, concret, bateți cuie în geam, vă rog să mă iertați de expresie, neapărat trebuie să vă ocupați mintea cu altceva. Întâi de toate cu rugăciune, da, astfel încât să aveți conștiința veșniciei voastre și să știți că nu sunteți aici pe pământ și nu suntem animale, nu suntem niște dobitoace, vă rog să mă iertați de expresie, da? Așa? Pentru că numai dobitocul este rob simțurilor, da? Omul este stăpân, inclusiv pe simțurile sale, așa? Deci trebuie să ne rugăm ca să avem conștiința veșniciei noastre și să cerem ajutor de la Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu, dar pentru că nu putem să ne rugăm în continuu atâtea ore cât ar trebui să ne rugăm, faceți lucru manual, faceți o steneală, pentru că, după cum spuneam, patimile, și în principal patima asta, sunt foarte mari generatoare de plăcere, trebuie să aveți o durere analogă ca să vă restabilească echilibru. Și durerea asta vine prin spovedanie, bineînțeles, vine prin post, bineînțeles, fraților, postiți, nu ne umplem, nu fiți omul pară, da, vă rog să-mi iertați. Nu mâncăm orice ne vine în față, da? Trebuie să avem program la mâncare, trebuie să mâncăm la ore fixe și să neapărat să avem și o steneală fizică, da? Aici o mică paranteză cu fitness, cu sala, da, e bine, sunt foarte ezitant aici, să faceți gimnastică și așa mai departe, dar aveți grijă să nu faceți gimnastică și din cauza sunt ezitant, tocmai pentru plăcerile trupești. Adică nu mergeți la sală ca să vă faceți corp și să arătați bine, să agățați, pentru că asta e ideea.
Da? Deci faceți lucrurile astea și totdeauna, în clipa în care vedeți că vine, cum îi spune, dorința asta, vă sculați și plecați de acolo. Dacă vedeți ceva nepotrivit pe net, închideți tabul ăla, închideți imediat celularul, nu vă uitați acolo. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, ca să mărturisezi în fața lui Dumnezeu că nu doriți treaba asta. Și dacă ați căzut, iarăși vă ridicați, vă luptați, nu vă lăsați. Pentru că de obicei după asta vine deznădejdea. Diavolul ca asasin totdeauna trage două glonțe. Primul te face să cazi și a doua te face să deznădăjduiești. Nu te lași, tai-o. Și în clima în care vine gândul, tai și pe ăla, ca și cu briciul, ca și cu lama. Tai și te gândești la altceva. Efectiv, poți să începi să numeri. Ce zic, ia să văd câte lucruri am aici. 1, 2, 3, și așa mai departe. Încep să numeri. Ca să-ți plece mintea de la gândurile trupești, de la gândurile porcoase. Foarte important. Și după ce ai tăiat gândul cu ăsta, încep cu metanierul. Zici, Doamne, Iisus Hristos, miluiește-mă, Doamne, Iisus Hristos, miluiește-mă, Doamne, Iisus Hristos, miluiește-mă, Doamne, ajută-mă, Maică lui Dumnezeu, ajută-mă, bine. Numele să vă bine. Foarte important să ne luptăm și, fraților, trebuie să știți că e nevoie de răbdare. E nevoie de răbdare. Pentru că asta, datorită faptului că are rădăcini în firea umană, nu pleacă imediat. Cum spuneam la un moment dat, am avut un caz pe tema asta că cineva îmi trimisese un mesaj dimineață pe, nu știu, pe ce, pe WhatsApp sau ceva. Trimisese mesaj dimineață, părinte, că eu sunt dependent de pornografie și mai departe, văzusem pe net tot felul de lucruri, ani de zile, ce să fac ca să scap? Și am spus toate lucrurile astea, așa mai departe, rugăciune și mai ales, ajută foarte mult și cărțile, să știți. Deci cărțile duhovnicești, să citiți cărți duhovnicești, ca să vi se curețe mintea. Și bineînțeles împărtășania, dacă dă duhovnicul binecuvântare, bineînțeles, când o să dă binecuvântare, toate astea. I-a spus toate să facă. Și o să dea, părinte, binecuvântați și iertați, și seara îmi trimite iarăși mesaj, părinte, am făcut și nu mor plecat gândurile, știi? Fraților, nevoie de mult timp ca să plece toate lucrurile astea. Și când vine, trebuie să avem mintea de oțel, știi? Nu permitem, absolut deloc, înțelegeți? Și iarăși ne sculăm, și iarăși ne spovedim. Să vă fie rușine. Toți oameni suntem. Se vrea ajunge. Sau altceva. Un mic lucru. Da. Asta e marea dramă omului, că așteaptă tot rapid, acum. Da, buton. Civilizația butonului. Da. Exact, civilizația butonului, și asta e o dramă cu care se confruntă foarte mulți, mai ales în domeniul sănătății mentale, foarte mulți psihiatri, psihologi, că omul vine și când îi zice cineva, uite, poate o să trăiască să te internezi 3 săptămâni și poate o să trăiască să stai pe tratament nu știu cât timp, că vin oamenii în stadii foarte grave, pentru că n-au prevenția. Prevenția înseamnă rugăciune, evitarea centrelor de plăcere, toate astea, nu vă uitați după femei pe stradă, fraților, uitați-vă în pământ, nu vă uitați pe net, da? Ei, neavând prevenția, ajung la medic în stadii foarte văzate. Și când le zici că o să dureze timp, că noi de azi pe mâine, cum durează timp? Noi au chetonalul și mi-a trecut durerea de măsea. Da. Nu e chetonalul și mi-a trecut durerea de măsea. Că nici aia nu-ți rezolvă problema, numai ți-o ameliorează. Care nu se acoperă. Vine. Problema există, dar ți-o acoperă problema. Că și chiar mi-e place foarte mult să dau exemplul ăsta cu măseaua. Tu iei chetonalul și trece durerea, de care nu ți-o trecut. Tot trebuie să ți-o tratezi. Da. Și legat de sevraj, într-adevăr, și asta s-a observat de către cei care studiază în domeniu, sevrajul apare și la adicția sexuală, exact ca la droguri, când se manifestă. Și încă o chestie, toleranța. Au nevoie de mult mai mult stimul ca să ajungă la nivelul normal de plăcere față de cum ai început. Și chiar la adicția sexuală se observă o creștere mult mai, deci o curbă mai... Da, exponențială. O curbă exponențială față de... Și aici toate distorsiunile sexuale și toate astea cu multe litere, fraților, de aici problemă, da. Da, exact așa. Și da, sevrajul, ajung oamenii să nu, efectiv, chestii de sevraj psihic, să fie irascibil, să nu se mai poate concentra pe nimic, să nu stea locului. Exact, să nu stea locului, cum sunt cazuri care nu pot să asculte liniștea, să zic așa, nu știu cum să zic. Da. Nu se pot uita la, uite ce frumos e asta, mă uit la ea. Da. Și cazuri în care... Oamenii, exact cum ați zis, din punct de vedere duhovnicesc cad în deznădejde și din punct de vedere medical cad în depresie. Da. Adică chestiile astea sunt foarte, foarte legate. Trebuie să știți, fraților, că în clipa în care încercați să ieșiți dintr-o patimă, și apropo de sevraj, la început o să fie mai rău și după aceea o să fie mai bine. Tot timpul. Dar o să fie mai bine. Trebuie să aveți răbdare, să nu vă lăsați înfrânți de patimă. Să nu vă învoiți cu gândul, să nu faceți patima respectivă, să nu faceți fapta respectivă. Puteți să faceți orice altceva, să zic așa, bine, înțelegeți ce vreau să spun, da?
puteți să dați ture în casă, de exemplu, numai să nu faceți treaba asta. Să nu faceți treaba asta. Da. Și aveți grijă cu deznădejdea. Cunosc. Foarte mare pericol, cu depresia, de care am suferit și eu și de care suferă o grămadă de oameni ziua de azi. Mult mai mulți decât înainte. Da, da, da. Tocmai din cauza asta. Și cunosc un caz a unui tânăr care chiar e american. Deci el, din cauza dependenței de pornografie, a pierdut tot. Când spun tot, adică familie, prieteni, job, tot. Și nu putea să se lase de treaba asta. Și în ultimă instanță, în disperare de cauză, o zis că el se roagă la Dumnezeu să-l ierte că n-a fost în stare, pentru prima dată se ruga în viața lui, așa, o să se uite pentru ultima dată la un film de genul ăsta și o să se sinucidă. Da. Ferească Dumnezeu. Ferească bunul Dumnezeu. Da, și și-a pus filmul, a începea filmul să-și reverse borhotul și ăsta se ruga, Doamne, iartă-mă că I'm a failure, adică sunt o ratare, sunt un ratat, știi? Și în clipa respectivă aude vocea lui Dumnezeu înăuntru lui și zice, you don't have time for this, adică n-ai timp pentru așa ceva. Și atunci i-a ridicat Dumnezeu toată adicția, tot. Și la ora asta este în biserică și o mai departe. Deci, frate, niciodată să nu disperați. Totdeauna să vă luptați la maxim și până la final cu asta. Până la final. Da. Asta e. Un ultim cuvânt. Mulțumesc foarte mult că m-ați invitat din nou, chiar să vorbim despre chestii care nu au fost neapărat legate de experiența mea și că și, cum ați zis la început, și eu vorbesc foarte mult. Să te binecuvinteze Dumnezeu, așa să ne ajute Dumnezeu. Pentru că cei Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Nu vă lăsați, fraților.